Îmi pare bine să vă cunosc. Eu sunt Sorin Ghilea, lucrez în televiziune și astăzi am această plăcere să prezint prieteni, pentru că îmi sunt prieteni, care vă vor vorbi despre cum au reușit ei în viață. Încet, încet se va răcori, merge și clima. Ce bine, nu? De ce ziceam că astăzi este despre voi? Despre fiecare dintre voi. Pentru că viața asta este foarte, foarte complicată. Pentru că sunt foarte multe momente în viață când trebuie să ai curaj. Ce înseamnă să ai curaj? Ai curaj atunci când întâmpini greutăți. Nu? Logic. Și când trebuie să mergi mai departe. Sau, dacă ești mai slab, renunți. Sigur, eu vă îndemn să aveți curajul să mergeți întotdeauna mai departe. Uitați-vă în jurul vostru. Voi sunteți marea voastră majoritate la început de drum. Și nu știu ce lume o să prindeți. Sigur, veți prinde o altă lume decât am prins eu în adolescența mea. Cred că puțin mai complicată și cu mult mai multe provocări. Dar sunt convins că dacă faceți alegerile care trebuie, veți reuși. Înainte să intru în desfășurător, vreau să vă mai spun câteva lucruri care mie mi se par a fi importante la această întâlnire. Întotdeauna trebuie să știți că tot ceea ce învățați, știu că este un clișeu, poate sunt și dascăli în sală și poate că nu vă place să auziți acest cuvânt, a învăța. Dar este singurul lucru cu care rămâneți. Dragii voștri părinți, vin, v-au adus în această viață și din păcate pleacă. Prietenii voștri, cei de lângă voi, sunt trecători în viața voastră. La un moment dat, nu o să-i mai vedeți. Noi, Dumnezeu știe dacă o să ne mai întâlnim vreodată. Eu sper că măcar câteva din frazele pe care le rostesc și le vor rosti invitații noștri să vă rămână în minte. Toată lumea în viața voastră vine și pleacă. E un furnicar. Și atunci dacă nu investiți în voi, în capacitatea voastră de a lua deciziile și alegerile corecte, va fi greu să reușiți. Va trebui să schimbați macazul de mai multe ori. Nu o să vă iasă din prima. Și eu am schimbat macazul de câteva ori. Am început cu teatru, am continuat cu televiziune, consultanță politică, în paralel televiziune, dicție. Apropo de dicție, știți că e vital să te exprimi corect, să spui cuvântul până la capăt, să te înțeleagă cel cu care vorbești. Dar nu trebuie să lucrezi în televiziune ca să vorbești corect. Nu trebuie să joci la, nu știu, Teatrul Național din București ca să fie necesar să vorbești corect. Trebuie doar să ai un respect pentru tine și pentru cel căruia te adresezi. Atât. Atât. Imaginați-vă că peste câțiva ani veți merge să vă angajați. Veți da un concurs. Și va trebui să vorbiți. Și dacă nu vă exprimați corect, într-o lume în care toată lumea comunică pe Zoom, pe rețelele de social media,
și să știți că partea video va fi viitorul acestei planete, dacă nu o să vă înțeleagă, nu o să vă accepte. Am avut un exemplu împreună cu colegul meu, psihologul Alexandru Roca, cu care lucrez. A venit un băiat, un domn la 30 și ceva de ani, informatician din Timișoara, l-a recomandat o cunoștință, a mers la o multinațională să se angajeze și șefa de la HR, neînțelegând ce vorbește, i-a spus: nu puteți, pentru că noi săptămânal dăm rapoarte, vorbim cu patronii și cei care conduc CEO din Germania și dacă nu vă exprimați corect, îmi pare rău. Noi am fi vrut să veniți cu noi, dar nu sunteți compatibil. Și omul și-a pierdut oportunitatea. Și un prieten din Timișoara ne-a sunat și a zis: hai, ajutați-l. Și a venit omul de la Timișoara o dată pe săptămână la Arad și a lucrat cu noi logopedie, dicție, ritm, exprimare, intonație și a zis: îmi caut în altă parte. În urmă cu 2 săptămâni îl sună pe colegul meu și îi spune: trebuie să vă dau o veste. Mă gândeam că, nu știu, renunță la dicție sau se pot întâmpla multe lucruri. Cel care a fost angajat la compania respectivă nu se descurcă având 2 copii, am înțeles, cu ritmul, cu programul, și a renunțat. M-am dus, n-am vrut să vă spun, m-am prezentat și a zis: doamna, asta e altceva. Și zice: sunt angajat de 2 zile acolo. Asta înseamnă curajul de a nu renunța niciodată. Credeți că eu n-am avut, cum să spun, ziduri în fața mea? Foarte multe. Foarte multe. Dar nu renunț niciodată. Și cred că un campion nu are voie să renunțe. Pentru că atunci nu mai există acel respect față de el. V-aș putea vorbi foarte mult și despre dicție și despre televiziune, dar astăzi eu sunt doar moderator. Îmi pare foarte bine că v-am cunoscut, sunteți copii extraordinari. Vreau să vă mai spun o singură frază. În toată această ecuație pe care eu v-am construit-o astăzi, deasupra stă Dumnezeu. Cel care, vreți, nu vreți, spuneți-i cum vreți dumneavoastră, universul, puterea divină, cel care vreți, nu vreți, până la urmă vă canalizează spre ceea ce voi alegeți. Nu uitați de puterea gândului. Nu vă imprimați programe false. Și nu uitați că astăzi este despre fiecare dintre voi. Nu vă fie teamă, spuneți ceea ce simțiți întotdeauna, dacă credeți că aveți dreptate, și nu uitați, tot ceea ce este în jur este trecător. Veți cunoaște alți oameni, veți avea lângă voi oameni prefăcuți care se vor folosi de voi, care vor folosi oportunitatea, vor dispărea apoi din viața voastră, vă vor dezamăgi, cum vă spuneam ceva mai devreme, dragii voștri părinți nu vor mai fi lângă voi, drept pentru care va trebui să vă acomodați într-o junglă. Bine ați venit în această junglă în care trebuie să te uiți atent în față, în lateral și în spate, dar întotdeauna cu încredere în sus. Mă întrebam de ce a spus masa asta aici, că n-avem nevoie nici de scenă, n-a urcat nimeni pe scenă până acum. De ce să urcăm pe scenă? Să fim aici lângă voi, da? Vorbea Relu despre emoție. Voi aveți emoții? Dacă mă uit așa prin sală și chem pe cineva lângă mine, are curaj să se ridice și să spună o frază, două, așa, legate până la capăt? Ce ziceți? Mă uit? Uite, doamna cu evantaiul roșu. Veniți lângă mine 2 secunde. De ce? Haideți aici. Să știți că totul se rezolvă prin exercițiu.
Există exerciții pentru dicție, există exerciții pentru emoție. Eu vorbesc un pic acum în plus ca să-și tragă sufletul, că respiră așa sacadat și are foarte mari emoții, draga de ea. Dar sunt aici lângă tine. Spune-mi cum te cheamă și care-i visul tău? Mă numesc Ilciuc Giulia Raluca și vreau să devin arhitect. Doamne ajută! Vă rog să o aplaudați pe Raluca! Așa va fi. Nu trebuie să aveți emoții. De ce să aveți emoții? Sunteți voi. Și dacă vă respectați pe voi, ce invitat o să avem un pic mai încolo, o fată extraordinară care o să vă vorbească despre stima de sine. Cât de important este relația dintre stima de sine, minte și Dumnezeu. Foarte importantă, vitală. Și vreau să vă mai spun un lucru înainte să-l prezint pe următorul invitat. Intuiția, să știți că vine de la Dumnezeu. Dacă simțiți că aveți intuiția spre a face ceva, îndreptați-vă negreșit în direcția aia.